La deschiderea anului universitar a fost un eveniment mai puțin plăcut la cantină, unde anumiți studenți nu au putut servi masa pentru că nu aveau numera. A fost, din păcate, un accident, o interpretare puțin cu exces de zel a personalului în legătură cu dispozițiile noastre. Ceea ce este clar este faptul că atunci când am aflat, și trebuie să vă spun că am aflat de la presă, de la colegii dumneavoastră, despre ce se întâmplă, pentru că eram extrem deprins cu un concurs pentru postul de director general administrativ al universității. Desigur, am dat dispoziții și lucrurile s-au reglementat, adică au revenit la normal. Niciodată în universitate nu am interzis, mai mult decât atât, nu am interzis total cum se folosește, sintagma aceasta în foarte multe știri de presă, plățile în numerar. Este adevărat că plățile în numerar nu sunt extrem de încurajate, nici nu sunt la fel de facile precum plățile cu cardul sau plățile electronice. Rectorul a declarat că la cantina USV se poate plăti atât cu cardul cât și cu mijloace electronice, card respectiv telefon. Așadar, ca să concluzionăm, studenții noștri în continuare vor putea plăti atât în numerar cât și cu mijloace electronice. Dacă marți aveam încasări în numerar de 6.500-7.000 de lei, iată că vineri acestea s-au redus la 4.000 de lei. Într-un fel, ajungem într-o anumită țintă și lucrul acesta se datorează faptului că, evident, studenții și în special bobocii încep să aibă carduri. Trebuie să vă spun că spre finalul anului universitar, mai puțin de 5% din încasări se fac în numerar. S-au făcut întotdeauna, dar valoarea acestora este foarte, foarte scăzută. Este și normal, pentru că toți studenții ajung să aibă, sau aproape toți studenții ajung să aibă carduri și, desigur, astăzi și plata cu telefon este mult, mult mai facilă. Toți angajații USV primesc salariul pe card. Pe de altă parte, 40% dintre studenții USV beneficiază de burse, care sunt virate de instituția academică, tot în cont bancar. Întrebate de reporterul Intermedia dacă la nivelul USV s-a înregistrat vreo solicitare privind ridicarea salariului sau a bursei în numerar de la casierie, din motive religioase ori din alte motive, rectorul a răspuns că nu a avut o astfel de solicitare. La cantina USV pot să ia masa angajații USV și studenții instituției academice.